Dragi spectatori, bine v-am găsit! Astăzi vom discuta despre contractul de vânzare-cumpărare cu clauze de întreținere și uzufruct viager și vom afla care sunt cele mai bune forme de a încheia un astfel de contract, mai ales atunci când vorbim de persoane vârstnice sau vulnerabile și cum se pot ele proteja. Vom afla și dacă poate fi anulat un asemenea contract. Rămâneți alături de noi, aici, în emisiunea Oamenii și Legea. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi pentru că veți afla sfaturi juridice practice, recomandări și răspunsuri la întrebările adresate prin scrisori, mesaje la numărul de WhatsApp 0728754133, precum și la adresa de mail oamenisilegea@rontvr.ro. De asemenea, ne puteți suna în direct la telefonul telespectatorului 0734449399. Este important să știți, dragi spectatori, că vom răspunde doar la întrebări care nu au legătură cu dosare aflate pe rolul instanței de judecată. Pentru că avem o temă așa de importantă, dragi spectatori, am invitat-o pe doamna Carmen Dima, notar, și cred că ne va fi, cum se spune, răspunsul la toate întrebările pe care le voi ridica. Răspunsul doamnei va fi pentru toate întrebările pe care le veți ridica dumneavoastră. Bine ați venit în emisiune! Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație! Bine v-am găsit! Mă bucur mult că ați dat curs invitației noastre pentru că, iată, când vorbim de persoane vulnerabile, mai ales de oameni în vârstă, nu de puține ori, doamna notar, sunt expuși să încheie anumite contracte care mai devreme sau mai târziu se pot întoarce împotriva lor. Dumneavoastră sunteți notar și știți foarte bine procedurile. Cred că n-ar fi rău astăzi să vorbim inclusiv despre modalitatea de încheiere a acestor acte și în ce constă, mai ales atunci când vorbim, așa cum am spus, de persoane în vârstă. Asta nu înseamnă că ceilalți nu pot fi și ei înșelați, de multe ori se întâmplă, nu? Și de, sau mai bine spus, nu înșelați, încrederea să fie înșelată. Da, sigur. Viciile de consimțământ pot fi prezente în orice contract, și în cazul persoanelor vârstnice și în cazul persoanelor care nu sunt definite de lege ca încadrându-se în categoria persoanelor vârstnice. Da. Însă, într-adevăr, legea protejează cu prioritate persoanele vârstnice și oferă și o definiție a ceea ce înseamnă persoană vârstnică, persoană care a atins vârsta pensionării, pentru care legea există, legea 17 din 2000, din anul 2000, privind protecția persoanelor vârstnice, prevede anumite măsuri de protecție, mai ales în cazul contractelor cu o însemnătate deosebită, cum ar fi contractul de vânzare, contractul de întreținere, actele de dispoziție, cum le numim noi în general. Da. Înainte de a intra așa pe proceduri, aș vrea ca telespectatorii noștri să știe ce reprezintă dreptul de uzufruct și dreptul de abitație, așa pe înțelesul tuturor. Ele reprezintă, dacă vreți, o latură practică a proprietății. Juridic vorbind, sunt niște dezmembrăminte din dreptul de proprietate, în sensul că, așa cum spune și numele, uzufruct, usus și fructus, titularul acestui drept va beneficia de un drept de folosință asupra bunului, proprietatea altuia, și de un drept de a-i culege fructele. Fructele produse de bunul respectiv, care pot fi fructe naturale, fructe industriale sau fructe civile. Fructele civile sunt veniturile produse de bunul respectiv. Și la noi, în general, este foarte folosit contractul de uzufruct, care are ca obiect imobilul. Uzufructul imobiliar, fie în materia relațiilor de familie, atunci când persoana vârstnică înstrăinează, nu da proprietate, cum o numim, către copii, către nepoți, și își rezervă un drept de uzufruct viager, adică acel drept de a folosi imobilul până la data decesului și de a-i culege fructele, de a-l folosi în sensul că poate locui acolo, îl poate închiria și poate avea acces la chirie și poate trăi din banii respectivi.
Iar dreptul de abitație este cumva un diminutiv al dreptului de uzufruct, în sensul că conferă drepturi puțin mai restrânse decât uzufructul, are întotdeauna ca obiect, așa cum îi spune și numele, o casă de locuit, dar poate fi folosit numai pentru nevoile proprii ale titularului acelui drept, ale lui și ale familiei sale. Adică locuiesc și folosesc casa respectivă, eu titularul dreptului, împreună cu cei aflați în întreținerea mea, cu copiii, cu părinții, cu soțul, dar nu pot să cesionez acest drept, așa cum se întâmplă în cazul contractului de uzufruct, unde pot să închiriez imobilul și mă pot muta temporar în altă parte. În cazul abitației, dreptul nu poate fi cedat. Este strict personal, un drept cu titlu gratuit sau cu titlu oneros, dar strict personal, numai pentru titularul lui. Care sunt cele mai uzitate forme contractuale? Cred că cel de vânzare-cumpărare. Da, sau în general, notariat, mă refer. În notariat, contractul de vânzare cu rezerva dreptului de uzufruct viager este cel mai folosit. Cel mai folosit, cel mai folosit este acesta, da. Și voiam să mai subliniez o diferență între abitație și uzufruct, în sensul că dreptul de uzufruct este sesizabil, este urmăribil de către creditorii titularului, pe când dreptul de abitație, fiind un drept strict personal, constituit strict în favoarea titularului și care îi conferă acestuia dreptul de a locui în acel imobil, nu poate fi urmărit de către creditori. Așa că de multe ori trebuie să le explicăm oamenilor pentru a lua o decizie în cunoștință de cauză, exact. Pentru ca ei să știe că dacă au niște creditori actual sau, mă rog, la orizont, să știe că este important să aleagă un drept care să-i protejeze, adică să nu se trezească dați afară din casă, pe românește spus. Doamna notar, vom discuta în mod, cum să spun, pe înțelesul oamenilor și prin spețele pe care le vom ridica și noi, ne vor suna și oamenii și iată că avem un telespectator care ne-a sunat acum. Alo? Alo? Da. Bună ziua! Cine sunteți? De unde ne sunați? Carol Codreanu, din Vaslui. Domnul Carol din Vaslui. Spuneți-ne ce problemă aveți, domnul Carol? Vreau să dau un teren la un fiicior de meu, care am dezbătut moștenire. Așa. Și trebuia să dau, să le plătesc sunt. Eu am plătit sunt, eu mai pot. Dar trebuia să le dau surțele, eu le-am trimis în portă și să le cuți în cartea de funiciare. Eu, ca să le radiază din 2002, am făcut cerere la judecătorii, la de pe 6 noiembrie, de pe azi, ultima zi, ca să o bage la judecători. Îmi apare pe fiecare parcele, din 3 parcele, îmi apar surțele la fost. Așa. Cum se fac ca să pot să fac să ordonez la un băiat și patru? Da, vă înțelegem un pic cam greu în platou, dar doamna notar Carmen Dinma o să vă dea un răspuns acum. Am înțeles că o recomandare. Dumneavoastră, în calitate de moștenitor, datorați niște sulte comoștenitorilor, probabil, care figurează înscrise în cartea funciară încă din anul 2002. În cazul în care... 2012. Da. Termenul de plată era 2012? Când era termenul de plată a sultelor? În termen de 3 luni se le dau sultele. Bun. Obligat să le dau sultele în termen de 3 luni. În termen de 3 luni. Eu le-am trimis banii prin poștă. Între timp a murit și acum n-am cum să justific asta. Eu am făcut pentru prescripții. Da, va trebui să faceți o acțiune în instanță pentru ca instanța de judecată să constate că a intervenit prescripția și cu hotărârea judecătorească definitivă veți merge la cartea funciară și se vor radia din cartea funciară sultele respective. Va trebui să aveți cu dumneavoastră, să prezentați instanței acele mandate poștale cu sumele respective și instanța da, va... Da. Cu hotărârea judecătorească respectivă veți merge la biroul de carte funciară, se va plăti o taxă de 75 de lei și vi se vor radia sultele de acolo.
pentru toate 4, că eu apar cu 400, pentru toate câte 75 de lei. Păi pentru toate, sigur că da. Oricum a intervenit dreptul de prescripție și dacă nu le-ați fi plătit la momentul respectiv, termenul de prescripție este de 3 ani. Cu excepția cazului când intervin anumite cauze de suspendare sau de întrerupere, dar da. Sunt deja peste 10-12 ani. Da. De când, da. Am făcut de pe 6 noiembrie anul trecut, am făcut contestații la seala OCP-ului și și acum a trimis plic la, la Constanța și ești mort acum. O prins vineri cu natul, nu știu ce să fac. Nu știu ce să fac. Eu am plătit asta. Le-am depus astea la judecătorii, dar nu i-au dat termen. Da, și nici nu. Păi, așteptați, pentru că procedura e un pic greoaie până se va fixa termenul de judecată și nici nu mai putem discuta atâta timp cât există un dosar pe rol, domnule Carol. Nu, am fost la judecătorii și mi-au spus că azi e ultima zi, pe 24, când trebuie să dea și în săptămâne primesc răspunsul de la dânșe. Da. Bine, dar nu avem voie să discutăm bine, dosare aflate pe rol. Vă mulțumesc foarte mult că ne-a sunat și vă doresc o zi frumoasă, numai bine, la revedere. La revedere, domnule Carol. Vorbeam înainte al acestui telefon, doamna notar, despre modalitatea, sau mai bine spus, să vorbim despre procedura notarială atunci când cineva vine către dumneavoastră să încheie un contract de întreținere, să le luăm pe rând, de întreținere și după aceea vorbim și cu renta viageră. Da. Care e procedura? Ce trebuie să facă? Va trebui, dacă este o persoană vârstnică, practic așa cum o definește legea, dacă a atins vârsta pensionării, noi o îndrumăm către autoritatea tutelară, unde, potrivit legii 17/2000 privind protecția persoanelor vârstnice, se va întocmi un dosar în vederea încheierii contractului de întreținere și un reprezentant al autorității tutelare va veni și el la semnarea contractului și va monitoriza executarea contractului pe tot parcursul derulării raporturilor contractuale. I se face acolo o evaluare medicală pentru a constata că este ne referim la acel la contractul de întreținere pur. Nu asta vreau să spun. Ne referim la certificatul medico-legal care ar trebui să stea la baza încheierii contractului sau nu este obligatoriu? Nu, nu este obligatoriu. Ca să se constate deplinătatea. Da, nu este obligatoriu. Știu că la acel dosar este necesar un consult psihiatric. Doar atât. Am înțeles. Pentru certificatul de la Institutul de Medicină Legală se merge în situațiile în care notarul are dubii cu privire la capacitatea părții de a încheia actul respectiv. Deci oamenii care se uită acum la noi și ca să nu facă confuzie între cele două acte medicale, cel care vizează doar procedura de îndeplinire a formalităților pentru contractul de întreținere este un simplu consult, o adeverință de la medicul, în urma consultului psihiatric, li se spune la autoritatea tutelară ce acte trebuie să prezinte și este acesta este important. Unul din ele, da. Care nu este la fel de nu să zic anevoios, dar poate se obține mai rapid decât la medicină legală, unde câteodată durează. Dau niște termene și evaluarea este foarte serioasă, durează câteva ore, oamenii se programează și merg acolo. În general, proactiv, există și situații în care, de exemplu, în familie doresc să înstrăineze prin donație către unul din copii și mai au cel puțin încă un copil pentru care nu au mijloacele necesare să facă încă o donație de aceeași valoare ca să poată echilibra ceea ce dau ambilor copii și atunci oamenii se duc proactiv și vin ei la noi și ne spun am fost deja la medicină legală, urmează să-mi iasă certificatul pentru că, atenție, acel certificat are o valabilitate foarte scurtă de 24-48 de ore. Da. Și noi trebuie să pregătim în timpul acesta actele
ca să fim gata și să semnăm imediat cum dânsii obțin forma scrisă a certificatului medico-legal. Dar asta vă spun, noi nu-i trimitem decât în situația în care noi avem dubii, stând de vorbă și constatând anumite tulburări pentru care noi nu ne putem pronunța că nu avem pregătirea medicală necesară. Sigur. Atunci legea noastră spune că dacă noi avem dubii, îi trimitem să avem acea evaluare care să ne spună dacă sunt sau nu apți să încheie actul juridic respectiv. Doamna notar, mergem într-o scurtă pauză de publicitate și revenim imediat, dragi telespectatori. Am revenit, dragi telespectatori, iată, vorbim despre contractul de întreținere, contractul de vânzare. Avem o temă largă, vă invit să ne sunați pentru că este important atâta timp cât aveți alături un platou aici, alături de mine, o doamnă notar, doamna Carmen Dima. Și încă o dată vă mulțumesc că ați venit pentru că, iată, sunt fiecare emisiune, chiar dacă temele de multe ori și, bineînțeles, la cererea telespectatorilor, noi le repetăm, constat că fiecare temă în parte și fiecare invitat aduce câte ceva nou, așa necunoscut. Este. Viața e în continuă și mișcare și fiecare situație are. Da, da. Cât durează toată procedura aceasta la notariat? În cât timp se termină de la depunerea documentelor? Poate să dureze și câteva zile. Noi ne mișcăm foarte repede, adică se obține... Oamenii prezintă actele de proprietate, constatăm că sunt în regulă, dosarul este complet din acest punct de vedere, cu întabularea în cartea funciară, cu documentația cadastrală, trebuie să existe și polița de asigurare obligatorie împotriva dezastrelor, solicităm certificatul de atestare fiscală de la Direcția de Taxe și Impozite, acolo unde se plătesc impozitele la bugetul local, pe bunul imobil respectiv. În cazul, la zi, totul să fie la totul zi. Trebuie să fie la zi, da, și acum se plătesc practic pe întreg anul, ca să se poată înstrăina, trebuie ca impozitul să fie achitat pentru anul respectiv în care se încheie contractul. În cazul apartamentelor din condominii, din blocuri, este necesară o adeverință emisă de Asociația de Proprietari, semnată și de președinte și de administrator, în cazul în care există ambii, dacă nu se face mențiune de ce lipsește una din semnături, care atestă achitarea la zi a cheltuielilor comune de întreținere. Notarul solicită extrasul de carte funciară pentru autentificare, care blochează cartea funciară. Da. Și anumite documente specifice, acte de identitate, actele de identitate, actele de stare civilă. Avem încă un telefon și o să vreau să vorbim după aceea, inclusiv de costuri, dacă sunt mari, așa, nu o să spunem cu exactitate, dar măcar să știm anumite procente și cum să-și facă oamenii niște calcule dacă vor să procedeze la astfel de contracte, să încheie astfel de contracte de vânzare-cumpărare cu clauză și așa mai departe. Alo? Alo? Bună ziua! Bună ziua! Cine sunteți și de unde ne sunați? Maria din Cluj. Doamna Maria, ce problemă aveți, doamna Maria? Problemă juridică. Aș citit mesajul, nu? Trebuie să rezumez așa... Ziceți-ne în mare, vă rog, în mare să ne spuneți așa în 2-3 minute maxim. Ca să putem să vă și răspundem. Deci, e vorba de o casă părintească. Da. În care a decedat tatăl și a rămas mama. Da. Și s-a făcut succesiune. Eu sunt una din copii, suntem 8 frați. Și după moartea tatălui am renovat casa pe interior, am creat condiții ca să putem sta. Am fost plecat în Spania, n-am reușit să facem să ne luăm o locuință, știți? Așa. Și am revenit și am investit cam mult, că casa e veche și trebuia renovat pe interior. Întrebarea mea este... După decesul mamei, dacă mă cheamă frații la succesiune și semnez succesiunea, e târziu după succesiune să fac pentru creanță să cer desfăgubire? Păi nu, haideți să le luăm într-o ordine cronologică ca să puteți înțelege și dumneavoastră din punct de vedere juridic ce aveți de făcut și când trebuie să faceți anumiți pași.
Bine, asta nu înseamnă, doamna avocat, că... Deci mama este... Deci, ca să, tatăl a decedat și mama trăiește, da? Da. A, așa. Ce ar putea să facă copii, dacă aceste cheltuieli de renovare au fost suportate numai de către dumneavoastră, da, aveți un drept de creanță împotriva celorlalți coproprietari, adică a mamei și a fraților dumneavoastră. Drept de creanță pe care va trebui să-l valorificați față de ei. Adică nu la succesiune, pentru că dumneavoastră aveți acest drept de creanță și împotriva mamei, dar și împotriva fraților dumneavoastră. Nu este o creanță împotriva succesiunii, ca să zic așa, pentru că vorbiți de succesiunea mamei, oricum e o succesiune viitoare, nu vorbim despre ea acum. Acum, practic, sunteți toți în viață, dumneavoastră ați adus un spor de valoare casei din fondurile proprii ale dumneavoastră și va trebui să vă recuperați acești bani, să-i notificați pe ceilalți coproprietari și să le puneți în vedere un termen până la care să vă restituie sumele respective. În cazul în care nu execută de bunăvoie, va trebui să aveți un titlu executoriu, să vă adresați instanței de judecată pentru a obține un titlu executoriu să puteți pune în executare. Da, dar știți ce vreau să vă întreb, doamna Maria? Scopul, mă gândesc, este acela de a rămâne în casă dumneavoastră, nu? După nu, ce nu, nu se mai fie, nu vă interesează? Nu neapărat, pentru că se discută deja despre vânzarea casei după moartea mamei și de asta... Da, și nu vă interesează pe dumneavoastră. E puțin prematur. Da, nu putem vorbi de succesiuni nedeschise, că nu știm în ce ordine. Exact. Plus că mama, fiind singura titulară, proprietară, ea poate să vândă în timpul vieții. Cota dânsei. Sunt împreună, da. Da, după aceea, la succesiune, știți cum era, sau acceptați, după aceea sunt niște pași de făcut. Succesiunea după tată e făcută. Asta am auzit, am înțeles. Păi atunci cred că cel mai bine să face și a spus doamna notar. Poți să îi notifice prin notariat? Prin notariat nu. Trebuie notificați prin executorul judecător. Prin executor, iertați-mă, prin executor. Da, sau să încercați să vă înțelegeți de bunăvoie. Dacă nu vă înțelegeți de bunăvoie, le faceți o notificare, să le puneți în vedere și în cazul în care nu vă înțelege și nu își execută de bunăvoie obligația, va trebui să obțineți un titlu executoriu pe care să-l puneți în executare, adică o sentință judecătorească, să prezentați dovezile pe care le aveți dumneavoastră, acele contracte, acele facturi, chitanțe, ordine de plată, tot ce aveți în justificarea. E foarte important atunci când ați investit în această casă. Ați luat chitanțe, facturi, v-ați asigurat? Am facturi, da, și martori pot să am. Da. Da, toate trebuie să fie pe numele dumneavoastră pentru a justifica faptul că... Da, dar vreau să întreb dacă pot să stau liniștită, să nu fac înainte, să deschid proces, că ei mă amenință cum că nu țin cont de asta, știți? Deci după moartea lui mama e târziu, după ce se face sugestiunea să fac pentru creanță. Păi nu are legătură cu succesiunea mamei, exact. Tocmai ce am vorbit. Și nu discutăm de succesiunea mamei, mama este în viață. Dumneavoastră aveți o creanță actuală care este certă, este lichidă și va trebui să o valorificați împotriva celorlalți. Faceți un calcul al banilor, împărțiți la cei 8 frați sau cât sunt 8, da? Sunt 8, da? Cu toții. Cu toții, da. Deja, cei 7. Stabiliți pe cote și trebuie să-i chemați în judecată pe cei care nu doresc să-și execute să de bunăvoie obligația. Da. Cel mai important e pentru mine, nu vreau să o trag pe mama prin tribunal sau pe frat până... Păi n-aveți, dacă nu se vor conforma și nu vor răspunde, nu. Și nu vor răspunde solicitării executorului judecătoresc, n-aveți altă variantă. Deci pe mama, pentru partea dânsei, nu e nevoie să o acționați. Mama poate vă înțelegeți cu dânsa și se stinge într-un alt fel obligația de plată pentru partea dânsei. Dumneavoastră trebuie să divizați acum acea datorie în funcție de cotele pe care le aveți din dreptul de proprietate asupra imobilului. Da. Deci, dacă nu faceți nimic în timpul vieții mamei dumneavoastră, cu siguranță, trebuie să mai avem în vedere și prescrierea. Da, se va prescrie, exact. Nu trebuie să mai așteptați. Dumneavoastră aveți acum deja o creanță și trebuie să o valorificați. Da. Păi da.
Dar e făcută de 10 ani făcută, știi? Da. Rugămintea mea e să mergeți la un avocat în zona în care locuiți acolo, teritoriale, și cu siguranță vă va învăța pașii și ce v-am spus și bine, noi vă va ajuta. Bine, doamna, nu este. Da, bine. Vă mulțumesc mult. Numai bine vă doresc. Numai bine, la revedere. Educația juridică pe care o facem noi acum ar fi fost bine dacă s-ar fi făcut cu mulți la ani. Așa în este. La, na, știți, și la noi școală, știți că vin oamenii la notariat de multe ori vin ca la duhovnic. Adică vin în afară că vin cu toate problemele juridice, vin și cu probleme de viață și trebuie să-i ascultăm de fiecare dată, da. Și să-i călăuzim cu răbdare și cu duhul, da, blândeții. Da, și e bine așa, da. Pentru că dacă oricum au o problemă. Da, asta e misiunea noastră până la urmă. Așa este. Da. Așa este. Da. Rămăsesem la costurile unei vânzări. În cazul actelor translative, da, de proprietate, da, da, vânzare, da, donație, mari, întreținere. Sunt mari, știu că e un procent de, da, regulă, sunt, nu? Sunt prevăzute de un ordin al Ministrului Justiției. Sunt, da. Ele sunt graduale în funcție de preț sau de valoarea imobilului. Întotdeauna prețul se va compara cu grilele notariale, cu acele expertize obligatorii pe care le alcătuiesc camerele notarilor publici, le actualizează cel puțin o dată pe an și le găsiți publice pe site-ul Uniunii Naționale a Notarilor Publici. Și întotdeauna omul când vine și oamenii când vin și spun vrem să încheiem un contract de vânzare, care este prețul? Prețul e acesta. Noi vom compara prețul pe care ei ni-l declară cu valoarea de grilă. În cazul în care acea valoare de grilă este superioară prețului declarat de părți, vom calcula taxele la valoarea mai mare, iar în cazul în care prețul depășește valoarea de grilă, vom calcula la preț, deci întotdeauna la valoarea mai mare. Costurile sunt determinate prin ordin al Ministrului Justiției, pentru că notarul este cumva o profesie liberală, dar e un reprezentant al autorității publice, al statului, care și-a delegat această funcție către profesia de notar. Și avem onorarul notarial. Da. Care se calculează conform ordinului Ministrului Justiției. Este public, e publicat în Monitor Oficial. Dați o căutare și îl găsiți și vă face singur calcule. Chiar sunt și niște calculatoare pe internet care vă ajută. Avem tariful de carte funciară, care tot așa este o taxă a statului pe care tot noi notarii o colectăm. Am înțeles. Pentru persoanele, actele translative de proprietate, pentru persoanele fizice este de 0,15% din preț sau din valoarea de grilă. Pentru persoanele juridice, puțin mai mare, ele au posibilități mai mari, 0,5%. Am și înțeles. Avem impozitul pe transferul de proprietate, care este tot o taxă a statului. Știu. E un impozit, da? De fapt, acolo se duce. Da? Da. Care este de 1% sau de 3%, tot așa, fie din preț, fie din valoarea de grilă. Da, deci o serie de taxe pe care notarul le colectează și le încasează el în numele statului, din care numai onorariu este ceea ce rămâne la notar, la care oricum se adaugă TVA-ul, care este tot al statului și este impozabil oricum. Nu e un onorariu brut. Este foarte bine că ați făcut aceste precizări. Mă gândeam să vorbim puțin, doamna notar, ce se întâmplă, chiar dacă ieșim puțin din zona dumneavoastră notarială și ne ducem puțin și spre zona de instanță, dar dumneavoastră cu siguranță știți despre ce... aveți cultură juridică și sigur vă descurcați. Sper. Când vorbim de obligațiile celor obligațiile contractuale, mă duc cu gândul către contractul de întreținere, spre exemplu, la ce se obligă întreținătorul și ce se întâmplă dacă nu-și respectă obligațiile inserate în contract? Da, obligațiile trebuie bine detaliate în contractul de vânzare. Deci, ele de fapt, ajungem tot la dumneavoastră, la notariat, pentru că e foarte important cum sunt convenite acolo. Da, acolo se detaliază obligațiile de obligația efectivă de a presta întreținere în natură, prin procurarea de hrană, de medicamente, de alimente, cele necesare traiului, cum numim noi, după nevoile întreținutului. Da. Și dacă își respectă obligațiile, acest contract de întreținere produce, ce efecte produce la final?
Păi dreptul de proprietate asupra imobilului se transmite în schimbul prestării întreținerii. Da. Deci de asta e un contract și, aleatoriu, da, pentru că nu știm cât va dura. Întreținerea asta se prestează până la deces, la în general. În general, da. Și poate să fie un câștig sau o pierdere. Acum, de aia se numește contract aleatoriu, că nu putem ști la momentul încheierii cât va dura. Da. Și practic se înscrie în cartea funciară dreptul de proprietate al debitorului întreținerii, al celui care prestează întreținerea. Da, important. În general, se face cu o rezervă a uzufructului, ceea ce vorbeam la început. Adică omul își oprește și dreptul de a locui în imobilul respectiv pe perioada vieții. Chiar voiam să vă întreb care e diferența între rentă și întreținere. Întreținerea se prestează în natură și constă în procurarea de, așa cum am spus mai devreme, de cele necesare traiului, hrană, medicamente, îmbrăcăminte, încălțăminte. Da. Renta constă în plata regulată, în general lunară sau bianuală, depinde cum convin părțile, a unei sume de bani. Care să îi permită persoanei să trăiască. Bine, cineva ne întreabă care e cea mai bună variantă. Păi depinde de interesele fiecăruia. Și cum pot să le îndeplinesc. Majoritatea fac întreținere. Rentele sunt destul de rare. Adică eu am avut de 25 de ani de când fac act o singură rentă și era cu titlu gratuit. Continuăm discuția după publicitate, doamna notar. Scurtă pauză de publicitate și revenim, dragi spectatori. Am revenit, dragile spectatori, alături de mine este în continuare doamna notar Carmen Dima. Doamna notar, spuneți-mi ce ar mai trebui să știe oamenii atunci când vor să încheie astfel de acte de vânzare sau de întreținere? Da, este foarte important să știți că ele se încheie mai ales în cadrul relațiilor de familie, unde lucrurile sunt volatile. Astăzi ne înțelegem, mâine nu ne mai înțelegem. În cazul contractelor care se încheie cu titlu oneros, cum le numim noi, cum ar fi un contract de vânzare, un contract de întreținere, cu rezerva dreptului de uzufruct sau a dreptului de abitație, dacă acea înstrăinare se face către descendenți, către părinți sau către soțul supraviețuitor, deși actul este un act cu titlu oneros, adică nu e gratuit, opus celui cu titlu gratuit, avem o prevedere în codul civil care prezumă aceste acte ca fiind cu titlu gratuit, tocmai fiindcă ele sunt în cadrul familiei. Da. Și spune legea că este o prezumție relativă, adică ea poate fi răsturnată prin mijloace de probă. Și tot codul civil în articolul 1091 alineatul 4 ne mai spune că ceilalți copii, de exemplu, sau depinde de situație, v-am explicat către cine se adresează această prezumție, pot consimți la înstrăinare. Din punctul meu de vedere, nu e vorba de un consimțământ propriu zis, ci de faptul că ei pot fi chemați, de exemplu, înstrăinez către unul din copii, înstrăinez prin vânzare cu rezerva uzufructului în favoarea mea, părinte. Îi chem și pe ceilalți copii ca să recunoască acest caracter oneros al actului, faptul că e o vânzare și nu o donație, pentru că legea mi-o prezumă donație deghizată. Și îi chem ca ei să ia act de faptul că se plătește un preț. Oricum, și dacă nu vor să vină, nu va fi nicio problemă, pentru că în ziua de astăzi legea spune că numai pentru sumele până în 10.000 de euro este admisă plata în numerar. Pentru restul actelor, prețul se va plăti prin transfer bancar și atunci este foarte important ca la momentul încheierii actelor să păstrăm extrasele de cont, ordinele de plată, tot ceea ce va putea dovedi că banii s-au plătit efectiv. Avem un telefon și după aceea continuăm. Da. Alo? Alo? Bună ziua! Bună ziua! Cine sunteți și de unde ne sunați? Mă numesc Mangu Adrian, vă sun din Orșova, județul Mehedinți. În speță avem o casă, moștenire de la părinți, între doi frați. Da. S-a mers la judecătorie pentru scoaterea din indiviziune, să se stabilească exact ce are fiecare. Da.
Așa, în urma măsurătorilor făcute de către expertul dat de judecător, a reieșit faptul că unul din frați are o suprafață de metri pătrați mai mare decât celălalt. Undeva la vreo 25 de metri pătrați în plus. Da, mult. Așa. Acel frate care are mai puțini metri pătrați a dispus niște lucrări pe fațadă, pe curte, niște investiții în imobil cu acordul celuilalt frate. Da. Bun. S-a dovedit în instanță, a recunoscut și celălalt frate că nu a contribuit cu absolut nimic, dar a fost de acord. Iar la final, sentința spune că cel care a făcut investiția, având o suprafață de metri pătrați mai puțin decât celălalt, trebuie să-i plătească sultă de 25.000 de euro celuilalt. Atât timp cât Constituția României și legea spune că partajul se face 1 pe 2, 1 pe 2. Nu mai este o regulă. Chiar știți foarte bine, în funcție de contribuție, dar în cazul dumneavoastră, mă rog, speța relatată de dumneavoastră, lasă foarte multe, foarte multe discuții. Tocmai de asta o și discutăm, că avem un dosar finalizat, da? Sau sunteți încă ele de atac? Da, este finalizat. Și ați mers mai departe și în apel? Am mers în apel, mi-a majorat suma care trebuie să-i dau celuilalt frate. Majorată din ce punct de vedere? Al cheltuielilor de judecată sau cu privire la sulta? Din sulta. Da, nu este o problemă tocmai notarială, dar într-adevăr înțeleg că s-a dispus ieșirea din indiviziune prin crearea de loturi și atribuirea de... Casa respectivă a fost comod partajabil în natură și s-au creat două loturi și fiecare a primit câte un lot. Exact. Unul din frați făcuse investiții asupra întregului imobil, inițial. Exact, cu acordul celuilalt. Cu acordul celuilalt. Dreptul respectiv de creanță a fost probat în instanță, a fost recunoscut de celălalt. Ați dovedit că ați făcut acele investiții, cred că dumneavoastră sunteți. Va trebui să cereți o compensare, practic, cu... cu sulta. Noi am cerut prin avocat legal absolut tot. Da, mai aveați varianta să mergeți și mai departe la CEDO, știți foarte bine. Sigur că da, am depus documentația și pentru CEDO, aștept răspuns și de la CEDO. Da. Vă mulțumim foarte mult că ne-a sunat. Și eu vă mulțumesc. Numai bine vă doresc, la revedere. Oamenii au așteptări mari de la noi. Eu încă o dată, dragile spectatori, vă spun că vorbim despre... Și ăsta e scopul și rolul acestei emisiuni, să venim către dumneavoastră doar ca mijloc de informare, de o emisiune de educație juridică, nu de consultație juridică. Consultația se realizează în cabinetul unui avocat sau când mergeți la notar și rezolvați acolo. Și aș vrea să tragem așa o concluzie și telespectatorii să rămână cu cele mai importante elemente din această emisiune. Aș vrea să mai subliniez un lucru foarte important, pentru că în ziua de astăzi mi se pare că aceste convenții de contractele de vânzare cu rezerva uzufructului sau convențiile prin care se constituie uzufructul sunt cumva redactate destul de la modul general și uneori ne putem trezi în situația că la momentul decesului, haide să vă spun o speță. De exemplu, soț și soție căsătoriți sub regimul comunității legale de bunuri înstrăinează către descendenți, proprietate și își rezervă dreptul de uzufruct viager și nu se precizează nimic cu privire la acel drept. Ce se întâmplă în cazul în care moare primul dintre uzufructuari, unul dintre soți, decedează? Articolul 542 din Codul Civil ne spune că în cazul dreptului de uzufruct, care are ca obiect imobilul, aplicăm regimul juridic al imobilului. Adică acel uzufruct era ca regim juridic asimilabil unui bun comun. Da. Deci se va proceda la lichidarea regimului matrimonial, adică dreptul de uzufruct se va stinge pentru... cota de o jumătate, prezumăm că e cota de o jumătate pentru soțul decedat, iar soțul supraviețuitor va rămâne să exercite dreptul de uzufruct numai asupra unei cote părți de o jumătate din imobil și va fi coindivizar în folosință cu ceilalți moștenitori.
Pe când, în cazul în care notarul introduce în contractul respectiv o clauză prin care se creează un uzufruct succesiv, o clauză de reversiune, o numim noi, și se precizează că după decesul primului dintre soți, uzufructul se va exercita de către soțul supraviețuitor asupra întregului imobil. Oamenii în general nu știu. Există și acel drept de abitație al soțului supraviețuitor care îl lasă să locuiască în imobil, dar sunt anumite condiții care trebuie îndeplinite. Însă este bine să reținem acest aspect și să avem în vedere că dacă încheiem un contract, fie că e de donație sau de vânzare sau de întreținere cu rezerva uzufructului viager respectiv, să ținem minte ca notarul să ne prevadă în contract că după decesul primului dintre soți, soțul supraviețuitor va exercita uzufructul până la data decesului asupra întregului imobil, ca să nu fie tulburat în folosința lui de alți moștenitori. Mai avem un telefon, așa pe scurt. Alo? Alo, bună ziua! Bună ziua! Cine sunteți și de unde ne sunați? Elena din Botoșani. Doamna Elena, spuneți-ne ce problemă juridică aveți. După bunicul meu, doresc să adaug la succesiune un teren agricol pe care îl moștenesc împreună cu mătușa mea în cotă de 1 pe 5, deoarece bunicul are un titlu de proprietate împreună cu frații lui. Am început succesiunea anul trecut pentru alte bunuri și având în vedere că titlul original este la corectat pentru niște indici cadastrali, cum putem și cât timp avem la dispoziție să-l adăugăm? Notarul nu dorește să ne-l adauge la masa succesorală pentru că nu avem originalul. Dar originalul este dat de primărie la cadastru, nu se poate corecta și este înapoi trimis la primărie. Deci el deține primăria originalul. Da, este corect ca notarul să nu poată face, să nu poată dezbate procedura succesorală decât pe baza titlului de proprietate în original. Nu aveți niciun termen. Singurul termen care, să spun, v-ar putea cumva aduce o diferență ar fi dacă au trecut sau nu 2 ani de la data decesului. Că în cazul în care se depășesc acei 2 ani de la data decesului, se datorează un impozit de 1% din valoarea cotei respective de teren. În rest, este corect ca notarul să vă facă succesiunea și să elibereze certificatul suplimentar de moștenitor numai în baza titlului. Și atenție, titlul va veni corectat. Adică, oricum, dacă ar fi fost înainte, avea o procedură de rectificare de făcut. Doamna Elena, vă mulțumim mult că ne-a sunat. Vă doresc numai bine și mult succes. Iată că emisiunea s-a terminat așa cu un telespectator alături de noi. Vă mulțumesc, doamna notar Carmen Dima. Vă mulțumesc și eu. Sper că emisiune. Am lămurit niște aspecte cu siguranță, și putem continua. Cu siguranță, așa fost și vom mai dezbate într-o altă ediție. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și atât eu. Pentru astăzi, dragi telespectatori, sunt Mihaela Olaru. Ne revedem aici în emisiunea Juridic, Oamenii și Legea în fiecare săptămână, de luni până vineri, de la ora 13, da? Și nu uitați că suntem și la TVR Info de la ora 23:30. Să aveți o zi frumoasă. La revedere!